Bună, mă aflu în a patra zi. Mi-e mult mai bine față de ieri, de a treia zi. Doar că puțin medicul s-a cam speriat legat de problema mea și dificultatea cu respirația. Astăzi urmează într-o oră să merg la control. Vedem cum stau și sânii. Și totodată am chemat și un pneumolog pentru a se asigura că cei care m-au intubat și au făcut o treabă foarte bună, nu mi-a afectat plămânii. Cred că nu, pentru că, într-adevăr, sunt rare cazuri, cum a zis și domnul doctor, că atunci când te intubează, poate să scape puțin de medicament în plămâni. Și atunci aia poate crea o pneumonie. Dar eu în același timp iau și un antibiotic pentru așa ceva. Într-adevăr, cum presiunea și cum sunt sânii de tari și mă apasă pe torace, e clar că încă mai respir puțin greu, dar nu față de cum respiram aseară. Da, deci încă mai am eu un pic de... Adică obosesc foarte tare acum și orice mișcare, orice chestie mă deranjează. Durerea e mult mai suportabilă față de zilele trecute. Merg și văd că pot să stau mai mult în picioare. Sper ca mâine să fie și mai bine, dar astăzi, față de zilele trecute, pot spune că mă simt ok. Încercați să vă hrăniți foarte bine, supe, fructe multe, pentru că asta ajută atât la digestie cât și la recuperare și totodată vă ajută să mergeți la baie, pentru că având în vedere după atâtea zile sunteți foarte balonate și simțiți că aveți și o sarcină în același timp, deși nu e, dar ne simțim foarte umflate și balonate și atunci când bem lichide, supe și fructe ne ajută să mergem la baie mult mai des. Eu aștept ziua a 5-a, chiar și a 6-a, a 7-a, să vedem cât de bine mă recuperez. Vă pup! Ne aflăm în a 5-a zi, acasă. Am plecat de la București. Încă mai sunt presiuni și dureri. Nu ca și în primele zile sau cel puțin în a treia și a patra zi. Încerc să mă recuperez cât de repede pot, cu mișcare. La mine cred că a fost o problemă. Cam și răcit și încep să respir tot mai greu. Și cu siguranță cred că o să trebuiască să-mi fac un control la plămâni. Și călătoria cu trenul a fost urâtă. Până la un moment dat, când a dormit, băi, la ora 1 noaptea, cel puțin, mă ura că eu am fost cu ideea, hai să plecăm, nu are rost să mai stăm, nu știu. Urează ori mâine și așa, a făcut controlul, tot a fost ok, hai mă să mergem. Am mers, am luat biletul. La ora 10 am avut trenul, la ora 1 noaptea, deja a luat o presiune de rău de tot, la piept. Și plângea și alea, nici n-am filmat că era, nu știu, mi se părea sadic ea să plângă, eu să o filmez, trebuia să o ajut. De-aia nu am filmat nimic de pe tren, am dormit la patul 1 amândoi, a fost și patul 1 și patul 2 și patul 3. Bă, oameni buni! Bă, 3-4, băi! Urlam pe el, nu se trezea, fraților, eu trebuia să mă ridic și nu puteam. Am adormit de 3 ori am adormit. Dar și când am adormit leșinat, că eram rupt, dar ea a dormit mai mult ca mine. Eu stăteam, o păzeam, dar la un moment dat mă lua rău și când mă lua rău, cădeam. Băi, dar era groaznică. Nu ajungeam până la el. Deci dacă nu ajungeam... M-a trezit odată cu piciorul, bă. Au! Deci nu, e groaznic. Am ajuns cu bine, da. E ora 11. Mi-am luat antibioticul. Noi am ajuns pe la 10. 8. La ora 8 dimineața am ajuns.
Am luat și căței de la mama soacră. Vreau să vă zic că papi imediat a simțit că eu sunt tăiată. Da? Da. Și nu s-a mișcat de lângă țâțele mele, clar. Atât, nici eu nu m-aș mișca. Da. Acum totuși e mai bine. În patul ei, normal, la patul nostru e mai ridicat. E mult mai înalt, da. E mult mai înalt, e mult mai ok. Sfatul nostru, dacă e vreo fată sau vreun bărbat care are altă orientare și dorește să-și pună sări, eu nu știu, chiar am să zis... Nu vină, să nu vină cu trenul. Nici cu avionul. Dar nici cu mașina. Nici cu mașina. Bă, vino pe jos. Vino pe jos, că... Pentru că ai văzut și cu mașina. Deci cum s-a... Oricum, domnul doctor mi-a zis, nici cum nu e bine în momentele astea, pentru că orice mișcare tu o simți. Și la fel e și pe operația de coloană, la fel. Pentru că e tăietură, e și presiune. La mine, cel puțin, trenul ăsta din noaptea trecută, deci, efectiv, parcă a ținut cu... Ăla cu coarne, nu mă zdruncina. Băi, ziceam, e prea agitat trenul, cum făceam? Și făceam, bum, bum, bum. Ia numai așa ți-i ținea, oh, explodează, băi. Care i-ați arătat la mine pe live? Care ați fost? Nu știu care. Care i-ați dat documentarul ăla cu alea de și-au băgat silicon și-au mers cu avionul și le-a băi, numai panica aia am rămas cu ea. Bă, dacă mi explodează, dacă... Doamne, uitoare, ce am femeie, erau cu avionul. Îți iei tot felul de filme și atacuri de panică pentru că... Bă, omule! Nu, îți dai seama, nu știi. Care i-ați dat de documentarul ăla? Nu știu, dar vă urăsc rău. Rău. Bă, omule! Bă, să stea așa cu panică. Dacă mi explodează... Da, numai așa stăteam. Dane! Dacă se întâmplă ceva groaznic, eu deja mă închipăm așa cum... Du-te, băi, mă faci să te înjur pe live. Pe live, pe vlog. Sfârc. Ăsta e al tău iubire. Mi-a intrat în ochi. Deci nu mai pot să râd, nu pot să râd. Mai ori bine, bună. Da. Băi, nu i-au explodat. Băi, îs aici. Îs în regulă, ci drept. Dacă nu l-am stresat pe domnul doctor, domnul doctor, dacă vedeți acest vlog, îmi cer mii de scuze de stresul pe care mi l-am creat de la 5 minute. I-a terorizat, nu, deci nu. Noroc că acel doctor e și chirurg și psiholog, băi, mai multă răbdare ca mine are, închipuiți-vă. Da, chiar are răbdare. Mai multă decât mine. Decât, n-am ce să zic. Eu mai pufă, mai fac. Nu, el nu. El nu, nu are. Dacă de la 5 dimineața eu i-am scris și el mi-a răspuns. Wow! Deci e ceva, nu știu care medic. S-ar trezi el din somn să-i răspundă nebuna aia de rose că are panică cu țâțele, că mai bine... Deci, nu, chiar e un doctor super și... Și e foarte importantă treaba asta, legătura între doctor și pacient. Pentru că pacientul are cea mai mare încredere în doctorul care a operat. Exact. Să nu mai zic de Dumitrina, care oricum o salut cu respect. Băi, câtă... Eu niciodată vreau să vă zic, bă, operații pe și coloană. Pe Dumitrina, ai terorizat-o și pe Dumitrina. Pe Dumitrina ai terorizat-o și pe ea. Și pe Mioara am terorizat-o în prima zi și a doua zi după operație. Dacă n-am sunat la clopoțelul ăla îi venea să-l facă din priză. Și dar voi bine, am și înțeles durerile, pentru că la mine ți-am zis, a fost o operație mai un pic mai greuță, un pic. Eu pun pariu că n-au avut o pacientă așa complicată ca tine. Nu eu, zic. Eu empatizez. De ce nu l-ai întrebat pe domnul doctor dacă a avut sau nu? Nu a avut. Eu n-am cunoscut una atât de complicată Băi, ca tine. Nu doar domnul doctorul Poia a ajuns să mă cunoască cât de dificilă sunt, cât și... ceilalți medici care m-au operat și pe coloană și... Și tot trenul când a urlat ea. Deci tot trenul știa, adică nu. Și nașul. Da, nașul. Într-una venea, cred că după câteva ore, dar sunteți bine, doamnă? Da. Încerc. Mai e mult până la Timișoara. Mai aveți. Asta e vrăjeală ca la pușcărie.
Mai două ore. Mai avem două ore. Da, da, eu... Mai trei ore. Băi. Dar noi mai aveam 5-6. Ai. Dacă eu știam, păi făceam crize mai mari. A trebuit, nu pentru binele meu a mințit-o, nu pentru binele ei. Da. Măcar știi să-și bage în cap că mai are două ore și hai că mai duc două ore și nu, nu-l terorizez și pe nebunul ăsta. Dar n-am scăpat. Echipa Glam Estetic e o echipă super mișto. Este. M-am simțit ca la mine acasă, pot să spun. Și-au dat interesul, e o echipă chiar profesional. Profesional? Yes. Yes. Și ce să zic, foarte fetelor amabil. Nu vreau nici să vă descurajez, pentru că știți ce? Eu sunt de părere atunci când vrei să-ți faci o schimbare, clar acum eu n-am cum să văd schimbarea. Sunt foarte inflamați, mușchii rămân inflamați cam cel puțin 2 săptămâni, cum a spus domnul doctor, după care începe să se așeze acel silicon, să-și facă loc și nu am cum să am pretențiile din 5 zile să-mi stea țâțele sexy și eu nu merge. Ați văzut, te tai la deget și a doua zi parcă îți pulsează așa, parcă ai o inimă în deget. Pâc, 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 ii. Darmite. Mușchii intercostali sau ce, da. Nu știu, nu mă pricep. Dar zic și așa. Da, domnul doctor. Mușchi intercostali apendicostetici, când îți bagă siliconul, ai înțeles? Ai dureri, mă, nu? E o tăietură totuși. Mă bucur că eu nu am sângerat foarte tare. La mine, a doua zi, au! Au, ce-mi place că faci așa, e bine, opresc camera, termină. Ușor. La mine nu a sângerat, drenele au fost scoase chiar a doua zi. Asta fiind spre norocul meu, pentru că alte fete sângerează mai mult. Mai ales dacă vă treziți că vă vine menstruația și voi trebuie să intrați în sala de operație. Mamă! Da! Nu e așa fain. Ei a luat-o direct pe... Da! Pe musafiri! Pe scaunul electric, direct. Bum! Op! Mamă! Da. Și pe mine era. Dar cred că de la atacul de panică mi s-a oprit tot. Tot sângele, nici n-a mai circulat. Dar nici nu a pierdut sânge în drenele alea. Nu. Da. Puțin un pic. Ei, tu ești zombi, băi, zile. Zile că tu ești un zombi. Vreau să o salut încă o dată pe Dumitrina, pentru că ea, săraca, cel puțin în jumătatea de oră care ne-a acordat-o domnul doctorul, puia până să intrăm în sala de operație, a încercat să facă 10 TikTok-uri cu mine. Dar mai o dată, dar nu ieșeau bine, eram toată crispată acolo. Parcă mi-a să-i zic, nu mai fac niciun TikTok, că eu sunt leșinată. Dar totuși a ieșit bine și au ieșit faine. Abia aștept să le postez, Dumitrina, ca să putem să facem acolo așa o reclamă frumoasă. Și bineînțeles, bucureștencele mele care mă urmăriți, și nu doar, și timișorence, sibience, moldovence, arădence, toate care vreți să faceți o schimbare. Ence, ence. Așa. Care vreți să faceți o schimbare. Să nu vă panicați. Primele 5 zile, fetelor. Acum pot să dau eu vestea proastă la bărbați? Păi, deci, da. Dragi bărbați, să vă panicați, pentru că 3 luni de zile... Așa, deci eu nu vreau să cred încă, 3 luni de zile n-am voie să le atingă. Păi cum? Eu am suferit acolo lângă ea atâta și nici să le ating. 3 luni, eu nu pot să le ating, numai să mă uit la ele. Dar nu-ți dau eu voie. Păi, nu. Nu, iubire, că pe tine te prostesc. Deci că 3 luni nu ai voie să le atingi, nu? Da. 2 săptămâni nu aveți voie să întrețineți niciun raport amoros cu partenerele dumneavoastră și, nu știu, e multă, e, băi, noi o să suferim. Noi, dar vreau voi, să le spun. Voi, eu am suferit deja. Voi veți suferi, nu ele care își bagă silicone. Hai de capul meu, păi noi simțim nu, durerea. Voi, bărbații, o să suferiți. Că pe voi o să se descarce. Eu nu m-am descărcat așa tare. Decât în a treia zi. Și a patru. Păi 2 zile m-au ținut la o zi și o... O zi mi-au luat pagubă de pe cap, o zi. După aia am rămas eu singur, cu destinul. Uite, 1,20 m mă terorizează, băi, oameni. Băi, 1,20 m.
Spune-le la oameni ce ai zis. Dacă am suferit atâta vreme, la muncă și în oraș, ți le acoperi, ți le strângi. Da, deci fiți atenți. Deci primele, nu, o lună jumate, 24 din 24 trebuie să poarte corsetul. Următoarea lună jumate, doar câte 12 ore pe zi. Și am zis, da mă, 12 ore pe zi, când mergi la muncă, alea 12 ore, stai cu corsetul, când vii acasă, să am priveliștea mea, pe care o merit. O merit. Am tras și am îndurat pentru priveliștea aia. La muncă ții corsetul, acasă, hop, ja. Dar de ce ești egoist? Poate vrea să vadă și alți oameni niște țuțe. Nu. Silicoanele tare trebuie să îmi lumineze doar mie ziua. Și atât. Am înțeles. Deci, fetelor, sunt... Atât! Măi! Fără... Au! Fără, asta a fost de la mine. Durerea. Junghiul ăla, eu l-am provocat. Telepatic. Fără TikTok-uri indecente. E, iaca. Păi eu trebuie să fac reclamă, nu? Fără poze. Da, eu parcă văd... Băi, uitați-vă la mine, eu vă zic de pe acum. Așa o să facă TikTok-urile. Pune o melodie din aia, de care e pe TikTok, în trend. Au, că nu pot să râd. Știi? Și cu au! Siliconul la vedere și privirile alea, ca și cum se uită în ochii tăi, îți citește viitorul. Da, și tu te uiți la mine între țâțe. Din aia, m-am tăiat tot de dor de... Ei, să vezi câte TikTok-uri n-ați hai să închem aici. Doamne, se închide TikTok. Au, hai să închem aici. Nu. Deci ziua 5-a e bine. Vreau să facem un vlog în ziua 7-a. Să mă vedeți. A 6-a, a 7-a. Așa, deci mâine, poi mâine. Deja o să fim figuri. A, apropo, B. Mama, și nu doar, toate neamurile vin să mă să-mi viziteze, să înțeleg. Trebuie să stropim silicoanele. Băi, trebuie să stropim silicoanele. Știi, ca la mașină, ai luat o mașină, o stropești. Ai luat silicoane. Bine, vezi, cum am zis eu, merg ambele variante. Dar trebuie să le stropești cu șampanie, o prăjitură, o treabă și după aia vedeți voi. Și la propriu și la figurat. Hau! Vă pupăm!